Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint exercițiile fizice și echipamentul. Aceasta se adresează competenței generale numărul 1 din clasa 5-a, și anume utilizarea efectelor favorabile ale educației fizice și sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice pentru optimizarea stării de sănătate, respectiv competența specifică 1-2, identificarea în activitățile de educație fizică a factorilor de creștere a rezistenței organismului la influențele nocive ale factorilor de mediu. Orice activitate fizică trebuie practicată folosind un echipament sportiv adecvat. Fie că discutăm de lecția de educație fizică sau lecția de antrenament sportiv, unde profesorul sau antrenorul ne poate îndruma în acest sens, sau în activitatea fizică de timp liber, trebuie să avem foarte mare grijă în alegerea echipamentului. Acesta este la fel de important precum sticla cu apă. Echipamentul sportiv se alege în funcție de starea vremii. Astfel, este foarte important dacă este ploaie sau zăpadă, vânt sau soare puternic și, bineînțeles, în funcție de temperatura aerului. Vara, mai ales când razele soarelui sunt foarte puternice, un echipament sportiv adecvat poate preveni afecțiunile cauzate de căldură. Este necesar să folosim șapca și un echipament mai larg care lasă corpul să respire și în culori deschise pentru a nu atrage razele soarelui. Iarna, echipamentul trebuie ales cu atenție, astfel încât să nu transpirăm datorită căldurii produse în timpul exercițiilor fizice și apoi să răcim în timpul pauzelor de efort. De asemenea, trebuie să urmărim ca echipamentul ales să nu incomodeze activitatea sportivă. Echipamentul sportiv se poate alege în funcție de activitatea sportivă practicată și, în special, încălțămintea. Pantofii sport sunt o parte esențială a echipamentului, dar perechea pe care o încalți ar trebui să fie cât mai comodă, construită specific pentru tipul activității pe care urmează să o practici. De exemplu, pentru alergare, basket, fotbal sau gimnastică. Este foarte important să folosim echipament pentru protecția la accidente, de exemplu, cască, cotiere, genunchiere, palmare, foarte necesare în mersuri cu bicicleta, cu rolele, skateboard. Putem folosi echipament pentru competiții la diferite discipline sportive din programa școlară. Atletism, basket, fotbal, handbal, gimnastică și volei. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.